Mă duc marți în jos la București. Intru un pic la meci cu Dan Blondo. O să susțin. Și Brighi te pup. Mehmet, te salut. Luni meciul. Salut. Gabor, te salut. Asta e nou. Te pup, Carmen. Respect. Acum pe 15, Romi. Acum pe 15. Mamă, ce mă. Deci luna asta. O să fie, dar nu sunt ușile închise, așa ați zis. Da, sunt ușile închise, dar pot dacă mă duc cu Dan, știi, intru cu Dan, ca, no, cu el în staff-ul lui, intru cu Finu Hono. Dă-mă aprecier. Puneți mănușa. Mănușa. Și tot ce aveți pe mănușă nu contează ce dat. Doar puneți mănușa. Hai să vedem. Mănușa. Mergem, Denis, da. Pune mănușa mâncată. Te salut. Îi a antrenat? Nu știam că e închis celălalt cont. Da, ăsta e noul meu cont, celălalt mi l-a închis. Dar ce am vrut să te întreb? Îi a antrenat Dan Blondu? Bă, da. El zice că s-a antrenat. Antrenează în fiecare zi. Acum auzi că face pauză până la meci. Că așa bine, cu două zile înainte să te odihnești înainte de meci. Și faci stretching. E ok să faci stretching, să faci ușor alergare. Bun, dar ai făcut așa cu el să vezi cum stă treaba? Nu știu cum. Nu știu cum să mișcă, sincer, așa, că nu am făcut nimic niciodată. Să mergi ca să vezi. Păi acum, când? Că eu eram cu Amele pe aici, încercam să ajung acolo, unde el era prin Germania. Uite, ăsta, Maria... Te salut, Denis Panait, te salut, frate. Băi, suntem pe pateu, 212 persoane, nu dați tap-tap, asta mă doare. Îl simt eu până în... Te pot, fratelino. Dăm apreciere. Bă, îs curios și eu ce o să fie. Eu zic că îl bate Dan, sincer. Bobi, eu nu te salut și eu. Sper să-l bată, că trebuie să-l bată, mă, până la urmă, Dan, frate, pe băiatul ăsta. Acum nu-i că trebuie să-l bată, că aici e vorba de ei, care e mai pregătit, care e mai inimos, care e mai, știi? Da, eu zic că îl dovedește, eu zic că o să-l dovedească. Păi ajute Dumnezeu. Și eu zic, Denis, Panait, și eu zic kickbox că o să-l spargă. Sper să fie. Ștefănuț, te salut. Marius, te pup. Stai! Mersi mult, Mariuse. Eu zic că o să-l bată, știi? Că are un pic de experiență. Acum are și pruncul ăsta, s-o mai bătut și el. Am mai întrebat, mi-o mai zis, s-o mai bătut și el. Și pe stradă, o mai făcut una alta, știi? Nu pot să-mi dau cu părerea așa, decât că îl cunosc pe Dan și îl știu cât e de nebun, știi? Contează vârsta. Dați aprecieri. Contează și vârsta, nu zic că nu. Harole din Adi, te pup, fratelor. Vulturile, te pup. Contează și vârsta, eu nu zic că nu, dar inima e mai importantă. De multe ori vârsta e depășită de inimă, știi? Depinde ce suflet. Trebuie să ai și talent, că dacă orice încerci și ăla te contrează, tot timpul te contrează și tot timpul ți-ați ies aiurea treaba, pe la urmă primești ic între chișoare. Asta e clar, bă, asta e clar. Depinde cât de mult își controlează stările acolo. Dar chiar dacă ei, depinde cum îți controlezi psihic, cum nu, o să fie un meci destul de echilibrat între ei, sincer. Și cum, dacă, Doamne ferește, câștigă băiatul ăsta, tu intri cu el? Dacă el vrea, eu intru, fratelinu, el o să se pregătește, dacă mă cere lumea să mă bat cu el, o să se pregătește și pentru mine. Sincer, nu. Eu i-am zis, nu-i problema, eu mă bat, n-am treabă cu el, că e băiat respectos, e băiat cu caracter frumos, e copil fain, așa, nu-i băiat rău, știi? Da, aici e vorba de luptă, de sport, atât. Clar, te faci de râs cu ăla. Eu de-aia am vrut cu cineva ca Bebi, nu înțelegi? Dacă mă bate, măcar mă bate să mă rupă și să merg cu bătaie ca lui el. Ăla deja e altă ligă. Și dacă cu ăla mă puteam bate și dacă pierdeam, merita bătaia aia, înțelegi? Clar. Merita bătaia aia și dacă pierdeam, nu conta, merita bătaia aia. Uh-huh. Era altceva, știi? Da, corect, mă, n-ai tu voie cu altcineva, asta e clar. Te pup, bă, frate, te pup. Ne-am făcut la ambalist, la culuț și ne-am făcut unul la altul deja, ne-am tot
provocat. Cine? Tu cu Lucian, nu, eu cu Lup și tot, a intrat și el, a zis, bă, că da, mă bat, dacă ne ceare lumea, ne batem. Eu am zis, bine, ne batem, să ne ceară, numai ce să ne mai te provocăm. Franco, te pup, când aud, mă scapă râsul, bă, frate, să mor eu cu TikTok-ul ăsta, ne ferește. Chiar i-am zis, chiar i-am zis la Șanie că te-am văzut la sacă cum dai cu piciorul. Când te-am văzut eu atunci a fost altceva, mă. Să te mint, i-am zis acum, du-te, bă. Dachilele multe jos, Romi, de-aia pot să mă mișc așa, e altceva, înțelegi? Clar. Altceva și altcumva. Vedeți că am făcut 5 km 600 pe bandă alergare la 9 km pe oră viteză și pe urmă am băgat circuit de 45 de minute. Mi-a venit să văd. Meu, Solomon, te iubesc. Da, mă, acum să vede că te-ai pregătit. Mi-a venit să vomit, să-mi bat piciorul dacă te mint. Da, e altceva. No, kilogramele alea mă încurcau mult, mă, nu puteam să mă mișc eu cum mă mișc acum. Nu, e altceva. Pe mine mă încurcau, eu nu le-am putut duce pentru sportul ăsta, nu le puteam duce, știi? Dar, nu poți să le duci ca și când te pregătești. Nu e normal că trebuie să slăbești, frate. Da, clar. Tu da. Îi vezi pe ăștia care sunt campioni să fie de 500 de chile. Au, toți sunt fibrați, toți sunt, nu? Bună seara, Iana. Sunt fibrați, sunt alea, ce... Adrian, e posibil să mă bată lup și nu e exclus. Există șanse la fie de fiecare parte și dacă sunt mai puține șansele lui, există șanse. Deci e ceva normal, e posibil, nu a zis nimeni. Dar nu o să-i fie ușor. Și dacă câștigă doar din greșeală, poate câștiga cu mine. Cine? Lupșe. Tot zis cineva că mă bată că e mocan mare. Mie îmi plac mocanii mari. Voi nu l-ați zis. Înseamnă că... Mocan mare, nu rup nasul ăsta, dar l-am bătut cu nasul rupt. Uitați așa cu el, așa l-am bătut. Voi nu vreți să înțelegeți că și el e mocan. Păi el nu l-ați tot în realitate și el e mocan mare. Da. Păi, mocan, vă zic eu, și el de... Îl bate pe cam azi nimeni. Ale, lasă că... Ce-i cu voi? Câte kilograme ai avut cel mai mult? No, 151, Ionuț. 151 de kilograme am avut cel mai mult. În viața lui, fiți-mă serios, stai altceva, mă. Da, se poate, aia zic, au șanse, amândoi au șanse, na. Hai să rămânem la Dan Blondu, că deja o când trafă. Zici de camaz, deja spași mari. Da. Haideți să vorbim de altceva, bun? Că pe mine mă enervează subiectul ăsta. Tina Călin, acum am 113, 115 acolo, 114 și un pic, acolo mă mențin. Dar te fii bine. Da, mai fost, eu nu spăl la Vâlcea. Pe lângă cum ai fost, te ții bine. Da. La Antoanie nu-i bine să creadă la fratele meu că tu ce ai slăvit. El nu mă crede. Când îi zic, dacă zic că nu-i mai așa... Da, fratelino, n-am mai băgat decât proteină, am ținut, gândește că am ținut regim, nu mănânc 48 de ore pe săptămână și așa când vreau să mănânc, îmi permis să mănânc ce vreau eu, știi, dar două zile, miercuri și duminică, numai apă plată. De acum seara, de la 8, acești băieții cu mine, până mâine seara la 8 noapte, eu doar ceaiuri, beau și apă plată. Foarte bine. Sănătate curată. Acum da, dar e bine, nu, mă simt mai bine, știi? Am putut să slăbesc, n-am slăbit prin medicamente, prin prostii, știi? Am slăbit prin antrenament, prin mi-am luat de la gură, nu cu medicamente, nu cu nebunii. Foarte bine. Dar tu așa te simți bine, nu? Normal! Aici mă simt cel mai bine la kilogramele astea, bă, Romi. Nu dureri la genunchi, nu nimic. Chilelele, mă, când urcam etajul 10, mi se rupeau genunchi, înțelegeți? Multe kilogramele alea. Dar, mă. Și iară la noi sunt multe lovituri pe low kick, pe genunchi, pe copse. E greu să duci și 150 de kg și loviturile alea pe copse. Crede-mă că sunt urâte de tot, am tu știi cum e un low kick, te pune ca ficat. Așa e cel mai bine cum ești tu la înălțimea noastră, mă. Ce-i cu tine, frate? Pentru
ceea ce faci tu. Dani, Dani, ca să stea salut. Hainele bine pe tine și să impresionezi ca cicile, asta, dar nu neapărat, și nu că gagicile, lume, știi, din jurul tău să se uite la tine ca la Hercule, să fie impresionat, uite, uite ce mare e ăla. Nu, nu neapărat că gagicile, asta te face pe tine să te simți tu bine așa, animal, să umbli așa, știi? Da. Nu mai veniți la mine niciodată. Camaza îi bate pe oricare și niciodată nu s-a apucat să se bată cu nimeni că nu vine. Și n-are cum să vede. O să găsesc. Și bă, și lup și ăla, nu e, e curajos nebunul, crede-mă, că lumea tot îmi scrie pe aici, bă, că o să fie frică, o să vezi că dă în spate, nu o să dea și de gura lumii, nu o să dea, că e nebun, înțeleg? O să vedem după ce se bate cu Dan Blondu, după aia zic, dacă îl bate pe Dan Blondu și Concea, atunci da. Da, da. Dacă nu, așa. Gelule te fur. Dacă bate și dacă alea, ce contează dacă nu-l cunoști? Odată care mergi Sandu Lungu, odată dacă Camazi de la Oradea. Ce importanță are pentru tine toate astea? Ești tu cu sportul, frate? Odată dacă îl bate ăla, pă ce contează asta pentru voi? Leu leilor. Îl cunoști pe Tărău de la Cluj? Da, v-am mai zis că îl cunosc, e fratele meu. Nu știu, să sunt pe un meci, hai să vă spun ce mi-ar place mie. Deci eu, ce aș prefera, un meci pe kickbox, deci pe reguli de kickbox vorbesc, aș prefera Camaz cu Tolea. Uite, asta mi-ar place. Mie de-astea îmi place. Înseamnă, mi-l aduceți pe Jojo, pe Mogo. Dar bine, mă, Tolea, deja Tolea e bătrân acum. Camaz cu Bebino, cum era. Da, mă, astea să... Da, cu Bebino. Da, mă. Frate, du-te și Tolea, tu de aici. Da, când era în forță Tolea și era bun, ia, da. Ia acum bate pe ei, pe ăștia. Am văzut, fratelino, am văzut că bate, da? No, are o vârstă omul, e de respectat vârstă, oricum ce face, înțelegi? Da, oricum, Tolea e de respectat Tolea. Ce face la vârsta lui. Vai de capul meu, foarte, frate. Mariusul meu, te respect! Da. Da, mă, așa, de astea am plăcut. Da, frate, meu, da. Da, uitați, Bob Zap să vină. Marius, ceva de ăștia, mă luați pe mine cu... 115, 113, nu știu cine. Am cântărit de ieri, 114. Și pentru Bebino vedeam la fel. Tot oameni de genul. Să înțeles? Bun, haideți băi la ori 3. La ori 3 un pic. Da, mă, s-a altceva, e altceva, dacă... Și știi ce e frumos când te bați, da, cu unul tare? Că le place la oameni altfel să vorbesc. Altfel te antrenezi, altfel aia, altfel, nu? Nu-l desconsider. Și le place la oameni, le place să vadă două forțe care sunt egale, că se încearcă, înțelegi? Asta eu zic că e mai frumos să vezi un meci când se bat doi bărbați decât un meci când se bat 5 secunde, știi ce zic? Bă... Dacă îmi fac gaz bun... Și îmi fac gazul bun, o să mai vorbesc și în altă parte, să intru și în alte gale, știi? Numai să-mi fac gazul, că gazul e important tare. Că de dus duc bătaia și așa, mă, poate bate, n-am treabă. Nu cred că rezistă cineva să mă bată trei reprize. Da, problema e altceva, că zămă, trebuie gaz. Gal, fratele meu de la Carei! I love you! Bine, Claudiu, te salut! Costea Darius, te pup și pe tine. Mulțumesc! Mai dăm ceva să ne îndepărtăm un pic de el. Trebuie să înțelegi că așa mulți duc bătaie. Adică nu mulți, că bătaia e greu de dus, da? Gazul e important tare. Am gaz aici pe TikTok. Mi-a dat de 4 ore. Și ieri nu știu cu care am vorbit și... Te mă bate aici așa, bă, eu n-am treabă că mă bate aici, nu mă interesează că pierd și, aici. 3 ore și 34 de minute am cam azi. Dacă eu vreau să câștig acolo. Eu în ringul ăla vreau să câștig aici, nu mă prea interesează că pierd, că câștig, e ok. Da, e un joc, mă. Despre ce vorbim? Apăsăm ecranul da, toți. E un joc. Clar, mă. Bine. Mai văd pe unii ce foc iau când pierd, dar ta mă râd de da, numai. Neamu. Dacă îl vezi,
Dacă mă uit la Ferrari, câteodată când vine câte unul ce foc e de la Ferrari, mă râd de el, mă, când îl văd ce foc e. Păi nebunul ăsta care vorbele acasă, nebunul A, și... Ferrari, da, mă. De el când mă Am uit la jucat pe el, el în careva zi, ce... l-am rupt. Bubă, te pup. Uzer, neveu... Nu mă probabil. Marius, I love you, Liciu, Câzămău, te respect. Te-a Mai dai te greu e follow, Comeric, lui mai greu Angel, my așa. brother forever. Te-a Poate follow așa. de aici. De altă categorie, de categorie mondială, trebuie lui Franco, Neveu, nu te pup. ești așa ca mine, Crina, slab. respect. Cam asta te pup și te respect să-ți Te dea pup. Dumnezeu sănătate. Ne auzim. Domnul. Marci Tudoran, I love you. Te pup, frate, respect.